Salutare toată lumea și bine ați venit la un episod din seria noastră de Build Battle Înainte să începem, vă aș să lăsați cât mai multe like-uri dacă vreți în continuare episoade Trebuie să facem o masă, frate, ok, o idee destul de... Destul de banală, într-un fel, pentru că, sincer, să faci o masă nu e atât de ușor Adică, ok, eu ușor să faci o masă, însă bănuiesc că ăștia au pretenții de la noi Așa că o să vrea să facem o masă destul de frumoasă deci hai să vedem ce putem face, să nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri știu că și ieri am pus 2 episoade și azi pun un episod și seria asta o pun destul de des. Însă credeți-mă că la momentul de față mi-e cel mai... Uh, cel mai ușor să filmez Build Battle pentru că pur și simplu sunt pe final de clasa a noua și nu că ar fi mare chestie și mare chin și ca motive să mă plâng, însă pur și simplu acum mă ascultă pe final la toate materiile. Bă, mereu mă mănâncă n să filmez. Mă ascultă pe final la toate materiile și și da, trebuie să au și o note și chestii și nebunii. Ok, sincer nu-mi dau seama. Deci stai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, așa ar trebui să fie. Deci 1, 2, 3. Ok, perfect. Facem de 6. Facem și aici tot de 6. Stai, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect, Pac, 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 Nu știu, nu cred că fac o masă prea specială, pentru că nu prea știu ce aș putea face prea special când vine vorba de o masă. Dar o să încerc să fac totuși ceva... Ceva decent, știi? Ok, stai. Ok, nu. Uite așa. Ok, 3. Perfect. Și încă 3. Ok bine iar acum venim cu blatul mas Mesei, masei mesei bine. Ok ne cu două așa în plus. Și de aici tot cu două în plus. Perfect și hai să mergem cu asta până. Ok cu două. Perfect, și ne ducem uite așa. Pac, 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 pac. Ok, așa. Hai vă că arată bine. Poate ăsta nu o să le placă. Bun, 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 bun. Iar acum trebuie să umplem toată masa asta. O masă imensă, sincer. Holy fuck. <laughs> Dita mai masa, frate. Eu nu știu dacă apuc în două minute să pun toate astea și știți că decorul e foarte important, dar cred că nu o să mai avem timp de niciun decor, pentru că abia dacă am timp să umplu toată nebunia asta, e mult frate, e mult de, de pus și cred că nu e prea bună construcția asta, e că adică nu cred că o să apreciez ei că am făcut eu mai masa de 5.000 de kilometri înălțime. Ok, hai să nu exagerăm totuși, dar oricum e destul de înaltă. Și s-ar putea să se enerveze băieții pe noi că am făcut prea înaltă asta. Bă, da, dacă o terminăm, asta e bine. Deci să terminăm asta. Că dacă nu, nebune, sincer. Adică ăștia o să dea note mici doar pentru că n-am terminat construcția. Iar dacă nu mi se pare prea logic. Adică, bă, frate, ok, n-am avut timp să termin construcția. De ce adică să-mi dea o notă mică? Dacă totuși m-am chinuit să fac ceva bun, știi? N-am dreptate. Adică, ok, poate nu trebuia să fac dita mai măsoia. Măsoaia să măsoacă un minut un minut repede Max o să pun și gres pe jos dacă mai apuc nu știu dacă mai apuc sincer dar oricum e o masă extrem de mare nici nu o să aibă ăștia unde să stea. Ok. Perfect. Ok. Dita mai masa. Jur că nu mai îmi place. Băi o masă până la urmă. Ce aș putea să fac mai mult? Să-mi că cineva ce aș putea să fac mai mult. Ok. bon un mil. Ducem cu bon mil cât apucăm. Bă, mai mult de atât nu cred că aș putea să fac. Adică, pentru o masă, parcă văd ce-au făcut ăștia cu scaune, cu oameni la masă, dar pentru mine e ok. Pentru mine e ok. Adică pana mea. E masă. Holy fuck, ce frumos. Îmi place, îmi place, îmi place. Chiar dacă nu e ceva prea special să ocupa de decor, good. Chiar merită. Îmi place, nu știu. Nu mă așteptam să fac. Ok, e o Cu un fel de vază sau ce-o fi, ok. N-arată genial, dar bine, pe lângă mine e ok. Chiar ok pe lângă ce-am făcut eu. Holy fac asta e mai mult birou. Nu e o masă. O să-i dau totuși ok, îmi place ideea cu scaunul. Nu? Dar după cum v-am zis, asta clar e birou, uite, cu sertare și... Da. Bine, cred că e ok și dacă e birou. Uh. Bă, destul de mică chestia asta, o să-i dau doar ok. <coughs> Nu-mi place, de fapt o să-i dau puf, frate, că masa cei. Nu, no, nu, no. nimic special. Table. Super sincer, pe bune, adică Înțeleg că vrei să faci ceva original, dar ce chestie Ok, nu, nu, nu Nu înțeleg ce cu masa asta, înțeleg Vreau să o pună rotundă, dar Pup Adică vaza e cât masa, ce asta? Holy fuck, ce mișto e asta Îmi place, e, e epic, sincer, nu m-aș fi gândit niciodată să pun franjul din ăștia așa, îmi place, epic. Oh. Îmi place. Îmi place, pup. Prea multe culori, prea multe... Bă, frate, uite ce asta? Nici nu-ți dai seama, zici că e ceva... Ce are asta pe masă? Oh, e masă de aia cu un picior. Nu cred că ar... Nu cred că e în stare un picior din a nu place. E Simplă, rău, bine, camia. Uh, not the worms, ce? Oh, good. E un măr cu niște vieri, mamă. So huge. O masă imensă, frate. O masă imensă. Oh, asta au câștigat. I-am dat parcă good. Bă, meritați că știi ce? Noi am fost pe locul 6, bă, nu cred că meritam locul 6, sincer, pentru dita mai masa pe care am făcut-o. Bă, merita, merita, nu știu, am dat good, parcă, și mi-a și plăcut. Deci, da, hai să vedem ce construim acum, pentru că trebuie să jucăm două, nu, ca de obicei. Si o să vedem imediat Bun, acum trebuie să facem breakfast Probabil vedeți că mi-am schimbat tricoul între timp Da, destul de ciudat, Adica probabil majoritatea să fie ceva de genul Max, cum? Cum ai făcut asta? Ideea e că cealaltă parte am filmat-o acum câteva minute De fapt, cred că o trecut mai mult de oră dar, da, e foarte cald și în ziua de azi, adică pe căldura asta, trebuie să schimb tricou de vreo două ori pe zi, cel puțin în cazul meu pentru că transpir foarte repede Pentru că consum lichide Adică beau multă apă pentru că nu știu Așa m-am obișnuit cred Și Da, beau destul de multă apă De asta trebuie să îmi schimb tricou cred că de 3 ori pe zi uh, Da, e destul de nasă într-un fel Dar na, ce să și faci Asta e situația, nu vreau să fac cu 3 De asta doar cu 2 Aici pentru cei care nu se prind O să fac o farfurie, adică asta e o farfurie și Trebuie să facem breakfast adică mic dejun știi Perfect arată bine cred zic eu iar acum luăm niște wool Luăm wool normal și wool orange și facem fratele meu facem facem să fie făcute Ok Ui fac arată oribil Ok Așa ceva, nu? Ok. Sunt două ouă pentru cei care nu se prind. Două ochiuri. Nu știu, așa se zice la mine, ochiuri. <laughs> Probabil nimeni nu mai folosește denumirea asta, dar nu contează. Asta e frate micul dejun. O să fac aici foarte frumos. Foarte frumos așa. Elegant tot. O să fac o furculiță, frate. Holy shit, e oribilă. Deci stai puțin, atunci ar trebui să vină ceva în genul. E o furculiță, cred că e așa ceva. Bun, hai că arată decent. Hai să facem gold. Ia uite, o furculiță din aur, frate, nu știu dacă ați mai văzut așa ceva Dar la mine în episoade vedeți și așa ceva, o furculiță din aur Perfect, asta e furculița cu care mănânci micul dejun Bă, îți niște ouă, oh, frate, mă, nu știu ce să fac Eventual aș putea să fac niște detalii Pentru că ar trebui, o să punem niște lemn pe jos O să fac așa cum ar fi tot o masă foarte imensă Ok, Ok, perfect. Și o să fac aici pe masă, ca și cum ar fi o masă de fapt. O să fac o un fel de vază, știi? Ok, mai avem puțin timp, adică puțin în sensul că suficient, cred. Să facem această vază șmecheră. Perfect, ne ducem cu încă una de am desit, polish am desit chiar. Ok, iar aici punem în primul rând niște dirt. După care cu green, green wool. vreau lime wool. Și red. Ok, un minut. O să fac o floare foarte frumoasă. foarte frumos. Black, vreau black. Vă prindeți voi, nu? Sper că da, pentru că dacă nu vă prindeți voi, nu știu cine o să se prindă. Adică, bă, dacă nici voi nu vă prindeți, ar fi nasol. Bine, oricum voi vă prindeți că... asta e floarea, frate. Aici e micul dejun, ouă, frate ce să mănânci mai bun la micul dejun decât atât. N-am făcut pâine, frate, n-am făcut pâine, send. Na, nu mai apuc. Ok, asta e o felie de pâine, o să-și dai nimeni seama. pare, dacă îi făceam și un fel de... Ok, ce caută un chestplate la micul dejun? <laughs> Ok, o să-i dau totuși ok pentru chestia asta, e un nou, nu? Ok, nu știu ce chestia asta, sincer. Ah, ah, super pup, hai să-i dăm pup, nu super pup. Bă, frate, dar nu înțeleg. Din același material, din... ok. Urât, sincer, nu-mi place. Adică, ou pus pe masă direct. Pup. Hai, frate, nici o farfurie. Hai să-i dăm totuși ok, că au făcut ceva. Un măr? Frate, e breakfast, nu, nu. Îmi place cum am făcut mărul care cel mai probabil e luat de pe Google, de fapt e și strâmb, uite, două. Dar uh, nu prea are legătură cu micul dejun, ok, asta e ok, e bună ideea. Ceva gen cereale, mai multe colorate, musli, nu știu ce să astea, sincer. Ceva cereale, cred. Sau fructe. Asta și un dovleac? Sau ce? Habar n-am ce ala uh, bacon și îmi place, ăsta e good, îmi place. E bacon și o oh, foarte fain. Mmm, îmi place. O să-i dau ok că e furculița asta împluntată aici. Dar nu -mi prea place, adică ce s astea, frate, roz, mop Nu-ți dai seama, știi. Oh, prea frumos. Hai, frate, că nu poate fi mai frumos, e totul pe o masă. O să zic că lumea, ce cu floarea asta la micul dejun? E, eh. Decorul, știi? Ce e asta? Chiar nu-mi place deloc Nu o să dau super pup, o să dau super pup doar la alea care s făcute la mișto, știi? Deci o să dau super pup la alea la mișto și pup la alea n-aș Banana aia zici că e nebuna Pup Pe bune, ce... Voi mâncați la micul dejun banană cu măr și nu știu, adică Pana mea poate mai mănânci un fruct dimineața, dar... Nu mai ar trebui să fie micul dejun, ce asta? Pup. super pup, ca să chiar e la mișto. Cred. Ok. Văd acolo un fel de cuțitaș, ceva. Ok. Nu știu asta exact, dar... S-o se vede că... Aaa, nu. Hai bă, frate, nu. Nu-mi place, pup. Adică, pe bune, alții se, constre... se chinuie să facă un, nu știu... Un hamburger sau ce-o atât de mare și el... Ăsta au câștigat. Da, ăsta merita, merita să câștige. Gigi am fost pe locul 5, bă, de decent Ăsta chiar mi-a plăcut. Ce ăsta are. A, suc de portocale. Foarte tare. Asta... bă, trebuie să recunoaștem că nu ne comparam noi cu ăla, dar... Oricum am fost și noi ceva acolo, am luat locul 5, deci cam cu acest episod de Build Battle, dacă v-a plăcut și vreți în continuare episoade, nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri, eu am fost Max și ne vedem data viitoare, pa, pa.